pasă de 2 metri, fără ca mingea să nu sară de câteva ori. Păcat pentru că și Petrolul și Craiova au în componență jucători tehnici, jucători cărora le place jocul combinativ. Iată-l pe Benga, acum cu prima posesie a Petrolului în această întâlnire. Victor Genev e cel care primește, bulgarul adus din Scoția, de la St. Mirren, liber de contract. Tofian Musa se luptă acolo, însă recuperează Andrei Ivan, intervine bine în primă fază, foc Porea, Andrei Ivan însă continuă acțiunea cu Relea și Bawab, sprintează către careu, Ivan intră în careu, Andrei Ivan simulează șutul, trage, gol! Gol pentru Craiova în minutul 2, Andrei Ivan la a doua reușită în acest sezon, al doilea meci la rând în care marchează tânărul atacant al oltenilor. Iată-l pe Andrei Ivan, sprintează, ține mingea în teren. Genev se ține departe de el, îi lasă loc, bulgarul pleacă pe acea simulare de șut. Cred că mai degrabă Ivan a fost incomodat de gazon, iar Pesania nu mai poate face nimic. Pesania, care a apărat o lovitură de la 11 metri în partida precedentă, cea cu ASEA Târgu Mureș. Penalti executat de Mureșan. Bawab în marginea careului, întâmpinat de Peteleu. Bawab intră în suprafața de pedeapsă cu pași măruți, trage Bawab în blocajul lui Genev. Craiova ajunge foarte ușor în poziție de finalizare, aștepta cu Relea o pasă din partea lui Bawab. Iată-l pe Iordanian, care pune mingea jos, după care îl depășește foarte ușor pe Peteleu. Cu Relea era acolo, însă nu cred că distanță la 22-23 de metri. Să vedem. Șutează Nepomuceno! Mingea trece foarte aproape de stâlpul din stânga porții lui Bălgrădean. O execuție foarte bună. Jeremy Focpore, o poziție bună din care poate centra. Mingea de la Farina pentru Musa, se cere penalti, însă Bârsan lasă jocul să continue. A dat două penaltiuri în ultimul meci pe care l-a arbitrat. Orul pauzei, ia să vedem, nu pare să fie mare lucru, nu-l ține, poate la nivelul picioarelor să existe un contact acolo între Popov și Sofian Musa, însă mai degrabă nu se dă penalti la această fază. 1-0 e scorul pauzei pentru CSU Craiova, decide soarta celor 3 puncte, cel puțin până acum, golul lui Andrei Ivan. Marinescu nu-l poate depăși pe Mateiu, să-l vedem pe Bawab acum cu Relea. Cere, în careu e singurul craiovean din suprafața de pedeapsă, trece Bawab, intră în careu, e penalti, însă lasă jocul să continue. Marcel Bârsan, părut un fault destul de clar asupra lui Taher Bawab. Beța păcălit destul de ușor, însă Bârsan lasă jocul să continue. Vom vedea o reluare imediat ce jocul va fi oprit. Zubir face hands, e hands intenționat, e de galben hands-ul, însă Bârsan nu pare convins să scoată avertizmentele. Iată-l pe Benga, îi pune piedică acolo Benga lui Taher Bawab. Clar acest penalti pe care Marcel Bârsan nu îl dă. Probabil păcăliși și de traiectoria mingii, însă Alexandru Benga nu atinge mingea. Genev pentru Musa, e acolo Farina, în careu Farina, blocat în momentul șutului de Vătăjelu. Ocazie mare pentru Petrolul.
chiar dacă Farina nu a apucat să trimită către poartă. Abdaleh Zubir cu stângul, bună centrarea, aproape de gol Farina. E cea mai mare ocazie a Petrolului în această întâlnire. Bună centrarea lui Zubir, Farina lângă Nuno Rocea se desprinde ușor, se retrage și încearcă să direcționeze mingea spre colțul lung. O trimite puțin pe lângă poarta lui Cristi Bălgrădean. Craiova e una dintre echipele foarte bune ale ligii întâi, spunea Eusebiu Tudor înaintea acestei întâlniri. De vreme ce e aproape să bifeze al treilea succes, probabil că așa e. Zlatinski ia al doilea galben pentru trageri de timp. Și este eliminat. Nu știu însă dacă nu e prea târziu. A întârziat Zlatinski, e adevărat, repunerea de la margine, însă nu foarte mult. Se duce către marginea terenului. Mă rog, spre tunelul ce duce la vestiare. Emil Săndoi refăcea semne jucătorilor săi să rămână calmi. Săndoi disperat le cere lui Băluță, Nuno Rocea și Hergelegiu să se retragă. Bauab nu mai poate face acest lucru. Degajează Pesania și se aude fluierul de final al lui Marcel Bârnu.